Universitatea din Pitești organizează anul acesta cea de-a noua ediție a conferinței internaționale EduWorld, una dintre cele mai vechi și cunoscute conferințe științifice organizate în România în domeniul educației. Apelul de înscriere este deschis până la 30 mai, iar înregistrarea participanților se face online pe site-ul conferinței www.eduworld.ro. Ediția din acest an se va desfășura exclusiv online în perioada 3-4 iunie, iar lucrările acceptate și susținute online vor fi apoi publicate în cele mai prestigioase și bine cotate baze de date pentru cercetarea științifică precum Proceedings of Educational Science, Web of Science și Google Scholar. Conferința internațională Edward, organizată în anul 2022, va fi în format online. Este prima dată când organizăm conferința în acest format, dar sunt convins că va fi un real succes. Se va derula în perioada 3-4 iunie, iar înregistrarea încă este deschisă până data de 30 mai vă invităm să participați la conferință, întrucât mai este timp pentru registrarea lucrărilor, iar lucrările acceptate de către evaluatori, avem mulți evaluatori, vor fi trimise spre o revistă care urmează a fi indexată în Web of Science. De asemenea, anul acesta o să avem o seamă de invitați de marcă care vor fi keynote speaker pe teme de maximă actualitate în domeniul științelor educației și nu numai pentru că aria de cuprindere a tematicii din conferința Eduard este una largă, de aceea aceea vă invităm să participați la Conferința Internațională Edward anul 2022. Organizată încă din 2004, conferința internațională Edu World a devenit una dintre cele mai importante conferințe științifice în domeniul educației din România. Aceasta reunește oameni de știință și cercetări de la cele mai importante instituții de învățământ din România și din străinătate. De asemenea, stabilește tendințele în domeniul educațional, oferind părților interesate o platformă pentru a crea și a comunica gândurile și ideile inovatoare. Scopul conferinței este de a crea un spațiu de dezbatere cu privire la marile provocări pe care societatea. Le abordează asupra educației de pretutindeni, globalizarea, interculturalitatea, dezvoltarea, comunicarea, parteneriatul, profesionalizarea, calificarea, formarea profesorilor sau predarea online. Conferința internațională Eduard este în acest moment una dintre cele mai importante conferințe pe problematica științelor educației de la nivel național. Universitatea din Pitești, împreună cu Universitatea din București, o organizează începând din anul 2004, fără întrerupere până în acest moment. În toată această perioadă s-a căpătat o experiență excepțională, s-a consolidat o tradiție care reușește de fiecare dată să adune la Universitatea din Pitești aproape toate universitățile care au reprezentat domeniul științelor educației. Întotdeauna vin reprezentanți de la aproape toate universitățile, se dezbat unele dintre cele mai actuale teme din domeniul științelor educației, astfel încât această conferință este una dintre cele mai importante și poate even cel mai important din domeniul științelor educației care este așteptat astfel încât participanții doresc să împărtășească ultimele cercetări realizate în științele educației și de cele mai multe ori se discută inclusiv problemele relevante care țin de sistemul educațional din România, întotdeauna în cadrul conferinței Eduard, propunându-se soluții care pot rezolva multe dintre problemele comunității științelor educației. Universitatea din Pitești este coorganizator al conferinței alături de Universitatea din București, iar comitetul științific din care fac parte peste 70 de specialiști în domeniu de la peste 20 de universități din țară și din străinătate va asigura evaluarea științifică a lucrărilor înscrise.